Patriarhul celei mai mari biserici ortodoxe va sosi la București cu ocazia sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Vizita Patriarhului Kiril este prima vizită a unui patriarh al Bisericii Ruse în România după 34 de ani. Ultima vizită a fost chiar în luna octombrie 1983. După exact 34 de ani. Cu această ocazie vor fi aduse la București moaștele unia dintre cei mai îndrăgiți sfinței ortodoxiei, Sfântul Serafim de Sarov. Nu ratați duminică la Realitatea Spirituală, în exclusivitate, informații despre acest eveniment istoric. Acest fragment al moaștelor Sfântului Serafim de Sarov va rămâne